compun și compun, mă descompun și mă transform în artă. Și ca un nebun dau tot ce mai bun, fiindcă timpul nu ne iartă. Vă salut, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod. Știu că n-am mai postat de mult, dar nici voi n-ați spus nimic. Hai bă, când mai postez, de ce nu mai postez, etc. Așa că mi-am permis și eu să mă relaxez. Bine, despre ce vreau să vorbim astăzi? Am postat pe Facebook, alaltăieri, am postat despre ce subiect vreau să fie următorul meu vlog și cum cel mai important a fost subiectul numărul 1, adică cum am ratat o aventură cu o americancă sexy. Bineînțeles, le voi face și pe celelalte, dar voiam să știu părerea voastră despre care vreți să fie următorul clip. Oi, cine mi-a un aici? Uitați ce am găsit eu aici. Uitați ce am găsit. Ia uitați ce am găsit. Un pisoiaș. Apropo, cine vrea pisoi? Mi-a născut pisica. Cine vrea să mă contacteze în privat? Am unul negru și mai am 4 portocalii, dar nu știu unde sunt. Sunt aici și ei. Veniți-mă cu să vă arăt. Gata, l-am găsit, uitați aici, aha, a, ce spuneți? Stai mă cu minte, mă, că nu-ți fac nimic, mă, gata, el este. Dacă vreți, am 4 la fel, identici, portocalii. Cine vrea să mă contacteze în privat, pe pagina mea de Instagram sau de Facebook. Așa, să începem povestea. Eram în Paris, lucram, cum am spus în vlogurile anterioare, lucram la biciclete, triciclete electrice, ghid turistic, la la la. Plimbam turiști prin Paris. Am luat la un moment dat o turistă, era seara, pe la ora 11:30. Lucram până seara târziu, de multe ori chiar până la 1, că la ora 1 noaptea sau dimineața se stinge turnul Eiffel. Și cât erau lumini, The City of Lights, orașul luminilor, este cam până la ora 1 în Paris, că după aia stinge la ora 1. În principiu, vara lucram cam până la ora 1. Așa. Și era cam 11:30, cred că era aproximativ. Luasem o cursă, o dusesem la undeva și mă întorceam. Mă oprește cineva, face cu mână o fată. Hai, ești disponibil? Zic eu, da. Și că du-mă și pe mine la hotel. Bine, hai. Am dus-o eu la hotel frumos, pe drum am mai vorbit, m-a întrebat de unde ești, am spus, sunt din România, vai, că ce-mi place mie România, că am auzit și eu de Dracula, de unde ești, America, nu mai știu din ce oraș era, am uitat Santa, nu mai știu, în orice caz cred că în California. Așa, ajungem noi la hotel, mă întreabă, nu vrei să vii cu mine să bem și noi un suc sau un vin sau ceva? Era la muncă, da. Puteam să beau, adică nu aveam ce patron sau ceva, puteam să beau liniștit. Am zis, bine, hai să vin. Am stat cu ea, am băut un să vin, să beau vin. Am stat cu ea acolo la restaurantul hotelului, am parcat bicicleta în față, am legat-o frumos cu lanțul ăla, antifurt, că nu e ca o mașină, așa. Și am stat la restaurantul hotelului, acolo, am povestit. Am băut acolo un pahar de vin, am început să povestim, să vorbim despre România, despre toate alea. La un moment dat îmi spune, hai, nu vrei să vii cu mine în cameră, în hotel? Eram așa, îmi plăcea de arăta bine, era, mă rog, asta a fost acum vreo 5 ani, 6 ani, nici nu mai știu, 2015 parcă. Eram singur de câteva luni. Da, mi-era și mie greu în Franța, pe acolo, toată ziua muncă, muncă, muncă. Da, într-adevăr, mi-era destul de greu și da, m-am gândit, am zis, hai mă să vin. Ajung eu cu ea sus în cameră. Bă, cum am ajuns? M-a luat în brațe, a început să mă sărute și mă întreabă, ai prezervative? Eu... n-am. Îmi pare rău, dar știi că voiam să... Dar dacă n-ai prezervativ, nu mai... Așadar,
Mamă, ce să fac eu? Am plecat, ce să fac? Am plecat 11 noapte jumate, 12 aproape. E, de fapt, da, se făcuse 12 și... Mamă, caută prezervative, frate. Fua! Magazinele închise, totul închis. Sunt prietenii, îl sunt pe un băiat. Zic, frate, n-ai și niște prezervative? A, că n-am, că nu știu ce. Zic, mamă, ce mă fac? Îmi spune, păi du-te, caută la metrou, că sunt la metrou, nu știu ce, din alea și caut. Am fost pe la magazine non-stop, n-avea. Am vrut să merg într-adevăr la un metrou din ăla, n-am găsit. Până la urmă am zis, hai că iau taxi să plec spre casă. Am luat un taxi să plec spre casă, urc eu în taxi și spun, eram supărat. Eram supărat și îi spun povestea, îi spun ce s-a întâmplat taximetristului. Și îmi zice... Păi am eu prezervativ, unde taximetristul prezervativ? Zic, a, nu mai duc acasă, du-mă la hotel. Mă duce la hotel taximetristul și zic că baftă. Mă duc acolo la recepție, spun, întreabă ăla de la ce, unde mergi? Mă rog, nu văzuse mai devreme și a văzut că sunt și cu bicicleta, nu sunt cu mașină. Știa că sunt localnic, că nu sunt turist, că na. Eu mă duc la o fată că așa, așa, nu, că trebuie să o sun și dacă e ea de acord, urci, dacă nu. Bine. O sună recepționer, dormea fata, adormise săraca. Și zic, bună, sunt eu, obi, uite, am făcut asta. A, că nu, că m-am culcat, că mâine trebuie să plec, că am drum, la ora 5 mă trezesc, că plec în America. Și nu mai pot, îmi pare rău. A, dezamăgire profundă. Am plecat. Mă rog, eu nu prea sunt cu aventurile cu asta, poate că așa a fost mai bine să se întâmple. În principiu nu e bine să folosim, să nu folosim protecție, pentru că atunci în situația eram în stare să fac acel pas, să nu folosesc protecție și poate că ar fi fost rău, se pot contacta boli, etc. Deci nu faceți ca mine dacă sunteți într-o situație similară. Trebuie să aveți întotdeauna la voi un prezervativ, da? Pentru că nu se știe niciodată când apare o oportunitate și nu, dacă nu-l aveți, nu faceți pasul, pentru că așa e mai bine. Doamne ferește, nu se știe niciodată ce probleme pot apare. Bineînțeles, de atunci am ținut la mine un prezervativ în permanență, dar nu s-a mai întâmplat nimic. N-am mai avut nicio ocazie. Am ajuns acasă, i-am povestit fratelui meu David ce s-a întâmplat. El cocoș și îmi zice, bă, dacă eram eu, fai, mamă, ce făceam eu, păi, nu făceam ca tine, nu ratam, dacă eram eu, mamă. Bine, ironia sorții face că peste câteva luni să-i se întâmple și lui o situație cam similară cu a mea. Ia să-l sun eu pe el acum, să mă povestească chiar el ce s-a întâmplat, ia să vedem. Ia să vedem, să ne povestească ce s-a întâmplat. Alo? Alo? Bă, ce faci? Mă nu când este la ora asta, poftă bună. Ia. Bă, fii atent aici, uite, făceam un vlog despre o întâmplare prin care am trecut eu. Și știi că ai trecut și tu prin ceva de genul. Da. Păi da, și voiam să povestești tu un pic așa pe scurt ce s-a întâmplat. Știi de când am ratat eu aventura aia cu americanca aia bună și după aia ai avut și tu o americancă, o chinezoaică gen și tot ceva de genul ai pățit și tu. Ia zi, cum a fost? Păi și tu ai povestit ce ai făcut tu sau cum? Da, am povestit întâmplarea mea și după aia mi-am amintit că și tu ai trecut prin ceva de genul. Și voiam să povestești și tu, să audă oamenii mei, urmăritorii mei. Ia zi. Atunci când m-a întrebat aia, you wanna slap it me? Ioan slap it me așa foarte repede și eu nu înțelegeam, eram la început în Paris. Cum ți-a zis? Slap, you wanna slap it me? You wanna sleep with me? Slap. Slap? Păi slap înseamnă a plezni, slap. To slap înseamnă a plezni. Poate fi zis sleep, dar ai înțeles tu greșit că nu sperea să crezi ce se întâmplă. Nu? Nu înțelegeam și mă gândeam, bă, ce zice, mă? Dar cum ai ajuns? Zi-mi de la început cum a fost faza. Păi cum, am dus o clientă și la final când am plecat, mi-a dat banii și m-a întrebat.
Și eu nu știam ce înseamnă, dar ți-a dat ție mesaj cu ce înseamnă. Ți-a dat banii și ți-a zis, you wanna sleep with me? Și tu ce ai zis? Am întrebat-o iar. Era... La fel, nu știu. Ai dat what? What? Ia. Yeah. Do you wanna sleep with me too? What? Poate am făcut că o refuz, știi? Ce? Era frumoasă? Era frumoasă? Păi era, era o... ceva chineză-coreană-japoneză, americană. Mă, că vorbea engleză. Și pe drum ați vorbit, ați povestit, ați discutat? Da, am vorbit, se întors cea de la club. A. Mamă, de la club venea, nu? Era și amențită un pic. Aha. Un pic, așa, da. Dar na, vezi, dacă n-am văzut engleză, ce să fac? Și până la urmă ce a făcut? Cum s-a încheiat situația? Nimic, eu tot mă întreba eu ce? Ce? What? Aia... S-a supărat până la urmă și a plecat. S-a supărat și a plecat, hă? Dar nu ți-a zis nimic. Ești prost sau ceva de genul. Bă, nu. Păi și ce m-ai întrebat pe mine, că nu mai știu? Ce înseamnă? Și ce ți-am zis? Ce ți-am zis, mă? Cum ți-am zis altceva, că ți-am zis, dacă m-ai întrebat ce înseamnă you wanna sleep with me, ți-am zis, vrei să te culci cu mine. Nu? Păi da, dar după... Era și cu cine să o întreb pe ea, știi, dacă... Să o întreb eu, știi? Taine. Și după aia ai căutat-o din nou, te-ai dus acolo, ai căutat-o și n-ai mai găsit-o. Nu? Trei zile te-ai plimbat pe acolo, prizor. Trebuia să-i dai numărul tău, mă, să-i dai o carte de vizită, ceva, mă. Sau să-i dai Facebook, Instagram-ul, telefonul, ceva, orice. Îi lăsai ei telefonul cu totul, ia-l, Luba. Sună-mă. Foarte tare. Bine. Am înțeles. Na, vezi, asta e, uite că se întâmplă. Avem soarta oarecum copiată la Xerox. Cam prin ce întâmplare am trecut eu, ai trecut și tu, cu mici și mari diferențe, se pare. Da, da. Da. Bine atunci, hai că te las. Bine, mă, spor la vlog și... Mersi. Bine, pa. Bine, hai, pa, pa, poftă bună acolo, baftă, noapte bună. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Da, cam asta a fost. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Stați prin zona.